Salutare lumea și bine am revenit cu un nou episod de Ras Battle Royale fără România, ca de obicei. Nu uitați să apăsați pe un like și de ce începe fiecare videoclip cu chestia asta, nu știu, sunt cam... Na. Da, vreau să fac like-uri și vizualizări să iau bani. Iau bani de pe like-uri, știți, oameni buni. Nu, de fapt nu iau niciun ban de pe like-uri. În fie episodul ăsta îl filmez cu vreo 8 ore înainte să îl postez sau... Cât e ceasul acum? Îl filmez înainte să ajung la școală, e 12 fix, deci aproximativ cu 6 ore, pardon. Deci voi la 6 să vedeți episodul ăsta și mâine la ora 10 vedeți alt episod. Nu cred că o să mai fie neapărat YouTubers Live. Cred că o să fac și altă serie din stropul ăla. Seria care a câștigat e CSGO competitiv, dar cu ce se coi un pic am greuț dintr-un motiv. Nu că nu vreau să filmez sau ceva, dar să zicem că CSGO atunci, uite un tip acolo, îl vedeți acolo micuț? Și nu pot să mă uit la el, ce mic e. Se vede prin copac, sau e umbra mea? Nu, e un tip. Sau e umbra mea? Nu cred că e umbra mea. Nu, e umbra mea. Ce? Credeam că e un tip. A, e umbra mea. Uitați! A, da, e umbra mea. Vreau să fie. Nici arma. Ok. Așa. Să începem cu subiectul de astăzi. Păi, cred că am mai făcut subiectul despre școală. Nu știu în ce episod exact. Dar l-am mai făcut sigur. Nici îndoială. Aș putea să spun și niște nume, dar... Na. Doar pe al lui Sergiu îl știu fix acum. Adică Mleco, nu știu cum. Diamond, azi nu te-am mai văzut azi pe aici și mi-e dor de tine, omule. Nicu, nici pe tine, tu te-ai dezabonat la Q&A, cauzi că n-am făcut face reveal. Ce naiba, omule? Dacă te mai uiți la videoclipuri, tu vrei face reveal, ce, cu ce te aștept dacă îmi știi mie fața? E ca și cum ai câștiga un milion... What? Nu, nu e un player, m-am speriat. Un milion de dolari la loterie, pe bune. Cu ce te ajută? Mariana... Șerb, Marian, Serb, Șerb. Cum este de fapt, nu știu. O să rămână o dilemă pentru mine chestia asta. Aranjăm, campfire-ul nu trebuie. Hai că avem 7 gloanțe. Thompson e ok. Pe serverul ăsta era un team. Ceea ce nu prea mă veselește așa mult. Da, hai să vedem. Skill-urile noastre sunt mult prea bune pentru ei și sigur o să-i batem. Și mă văd la sfârșitul episodului mort. Drăguț. Și trist. Închide, deci. Pachete. Cred că sunt la etaj pachete de obicei. În asta, din câte mi-aduc aminte. În fine, continuăm cu subiectul școala. Nici măcar nu l-am început, de fapt. Și eu zic să-l continui. Măi, școala e pe sfârșit. Cred că mai e o lună. Până se termină oricum ultima săptămână, chiar nu facem nimic. Voi faceți ceva în ultima săptămână la școală? Mi-aduc aminte că anul trecut se gândeau profesorii să mai lase repetenți, să nu mai lase și chestii genul și ascultau sau dădeau teste ca să le mai mărească media. Chiar nu înțeleg, stai un pic. Tot anul ce ai făcut de rămâi așa, repetent sau corigent sau și like that? Nu știu care e diferența, chiar nu știu. Diferența dintre repetent și corigent. Nu mă întrebați încă că nu am habar. Poate mă explicați voi. Și, na, tezele, mai am o teză de dat. În ziua în care dau tezele, o scutii de profesoara de chimie, deoarece am concurs sâmbătă și mă pot duce la Comic-Con, ca tot omul. Mă duc și la Comic-Con. Poate facem și un vlog, ceva de acolo, dar nu știu, genul cu filmatul și să fie ceva genul, salutare lume, eu sunt aici la Comic-Con și chestie genul, nu, nu, genul, doamne. Și le-am stărp, ok. Deschidem geamul mai întâi, ok, nu-i nimeni. Un revolver, geacă. Sunt ceva pachete aici, n-am ce să zic. Nu, tricou. Firar. Cineva mi-a spus, mi-a dat challenge să fac numai EOKA pistol.
N-am să fac așa ceva în viața mea, oameni buni. Nu risc eu un episod pentru un neocapist să-l dau încolo. Nu pot să zic că nu e ok, Armal, dar e cam mult prea nașpa. Ați văzut că m-am chinuit și la episodul cu eventul ceva cu eocapistolul ăla. L-am prins pe cătă, mamă, dar l-am prins bine, am dat una. Hai să dau reload. N-am pantaloni. Uite, geaca pot să mai pun pentru niște protecție. Aranjăm aici niște gloanțe. Așa, poate nu-i cel mai inspirat lucru să arunc armele pe jos, dar... Na, ce să facem? Shotgun-ul ăsta o să mă ajute ceva, la close range mai ales. Thompson-ul la long. Ar fi mers și un bolt action. În fine, arma 3. Seria de arma 3, nu știu când o să fac, trebuie să filmez cu un coleg că și el are arma 3. Cu Simon, dacă îl mai aduceți aminte din alte episoade din trecutul, trecut, pe bune, chiar din trecut, chiar din primul episod de pe canal cu ruleta, el mi-a dat skin-ul și am pomenit și am fost cu el în conferință, na, oameni buni. Cu el cred că o să fac o serie, nu știu dacă de Battle Royale sau de Altis Live, dar mă gândesc la Battle Royale că tot noi avem Battle Royale și Rust, hai să avem și pe arma 3. Că pe arma 3 e mult mai distractiv. Unde am jucat foarte mult pe arma 3 când l-am luat. L-am luat acum un an arma 3 și e super distractiv. E unul dintre cele mai distractive moduri de pe arma 3, pe bune. Altis Live-ul nu prea mergea sau nu erau multe servere, că nu cred că am știut eu să pun modul, că mai praf la moduri pe joc. În fine, continuăm cu școala, unii profesori te cam vânează de obicei că de nu ți-ai făcut tema, te ascult. Ai, în fine, cu tema n-am nicio ce să comentez. Băi, îți faci tema bine. Foarte tare dacă îți faci tema. Te ajută pe tine însuți. Pe tine însuți, what? În fine, te ajută pe tine dacă îți faci tema. Dacă nu ți-o faci și o copiezi în clasă, degeaba o mai copiezi, pe bune. Părerea mea. Mai bine ți-o faci tu acolo. Uite încă un pachet acolo. O să fie împânzită de persoane zona asta. Squinx, mai era o persoană care se uita. Squinx, nu Squinx, stai. Squinx, nu știu cum să pronunț, pe bune. Și tu mi-ai sugerat să dau mai încet jocul. Uite că l-am dat mai încet, nu știu dacă se aude jocul acum. Nici nu cred că se mai aude decât de ce l-am dat. Și să vorbesc eu mai tare. Uite că fac asta acum. Și aveam intenția să fac de multă vreme, dar na. Uite asta. Și geaca, gata. Nu, și uite asta. Dar n-am pantalon, pe bune? Opa, asta e că-ți face mic asta. Și iarăși mor din cauza radiațiilor, te pomenești. Na, nu mor și de data asta de încolo. Opa, frame drop. Borderul în spate. Nu poți, pe bune, e un glonț. Pe unde nu mai pot să stachez un glonț. Ce porcărie. Verificăm pachetul repede. Face mask. Perfect. Na, nu. No, fuck you. Nu. Unde e tipul? Fuck this și mă duc prin tufișuri. Opa. Mă ascund. Nu mă bat. Nu vreau să mă bat. Opa. M-a cam prins. Hai să mă ascund un pic aici. Și să mă duc cu shotgun-ul după. M-a omor, nu mi-e să cred. Sunt mulți la joc. Trebuie să mă exersez. În fie, între timp îi mai spectat în păștea și mai vorbim și noi un pic. Deci mai sunt timp, e un team, era un team pe server. Tipul ăla m-a omorât. Tipul ăsta e mai rău, KK cred că erau. Tipul ăștia tăie. Erau tip tăie, ăla era un clan. În fine, profesorii sunt ceva de genul, băi, ți-ai făcut tema? Da, mi-am făcut-o, felicitări. Ți-ai făcut-o? Nu mi-am făcut-o. Te ascult sau nu te ascult? Depinde. În ce toane sunt și profesorii. Că de...
Dacă sunt în toane bune, îți dă acolo un minus în carnetul dânsii, că dacă la ai 3 minusuri, îți dă 3 cică. Și unii colegi erau ceva genul, și dacă avem 10 de minus, ne da 10. Da, nu cred că nu-i prea gustat gluma. În fine, sper că v-a plăcut acest episod. A fost un pic cam scurt, știu, dar trebuie să merg și eu la școală, trebuie să mai fac și eu un duș, să mai mă spăl la păr. N-am, am părul lung, oameni buni. Și de... În fine, deci salutare, dragii mei minioni, eu sunt MioPlays. Nu uitați să apăsați un like și pe curând. Bye!